Din toată inima să zicem ca cel mai auzit nume, cel mai cântat nume, cel mai măreț, Domnul Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Pentru seara aceasta de 10, e 10 iunie sau 9? Încă sunteți treji. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Ne-am mai descrețit puțin frunțile pentru seara aceasta de 9 iunie, să deschidem Sfânta Carte a lui Dumnezeu, Sfânta Biblie. Sper să nu vă încurtare. La pagina cu 4 de 1. Pagina biblică cu 4 de 1, adică 1111, la 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 1, vom citi un singur verset compus din 35 de cuvinte, și anume versetul 10. Tot mă gândeam zilele acestea ce să predic venind la dumneavoastră și prin mintea mea s-au derulat mai multe mesaje, dar mereu gândul mă întorcea la cuvântul din seara aceasta. Și am zis, Doamne, stau la îndemâna Ta, dacă vrei să vorbești ceva poporului Tău, e suveran, vorbește. Amin, amin. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 1, citim versetul 10, se poate afișa și pe monitor și haideți cu respectul cuvenit să îl ascultăm. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru, Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Amin. Aș vrea să plecăm capetele și să-mi îngădui să mă rog înainte de a proclama cuvântul Domnului. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim pentru seara aceasta cu care ai binecuvântat sufletul nostru. Mulțumim că ne-ai ajutat să ajungem la părtășia bisericii Tale. Și aici, în locul acesta, ne-am bucurat de numele Tău. Și aici numele Tău tronează. Aici ești Domnul, ești Cel suveran și atotputernic. Aici ai luat aminte la cauzele poporului Tău. Aici, în seara aceasta, ai consolidat relații. În seara aceasta, ai binecuvântat relația dintre noi și Tine. În seara aceasta, ai primit închinarea bisericii Tale, Doamne. Ești Cel ce a adus zidire sufletului, Duhului, chiar și trupurilor noastre, Doamne. Ești Cel ce ridici, Cel ce mângâi, Cel ce știi să încurajezi, Cel ce știi să dai direcția adunării Tale, Doamne. Ești Domnul Dumnezeu și ești prezent în adunare. O, înviorează-ți în continuare poporul, Doamne. Binecuvântă pe cei micuți, Doamne, adolescenții, tinerii adunării, cei adulți, Doamne, cei în etate, să fie sub puterea binecuvântării Tării Tale în seara aceasta, Doamne. Mai avem nevoie de vremuri de înviorare, Doamne. Mai avem nevoie de vremuri de trezire spirituală, Doamne. Biserica Ta are nevoie de un cuvânt de la Tine, Doamne. De aceea zicem, vorbește, Doamne, și în seara aceasta. Fiindcă poporul Tău, Doamne, în vremea aceasta depinde de Tine. Și fără a depinde de Tine, Doamne, suntem nimic. Mă rog, Doamne, seara aceasta, chiar și pentru națiunea noastră, Doamne, este o zi specială pentru țara noastră. Și, Doamne, Tu ești la cârma tuturor lucrurilor. De aceea, în suveranitatea Ta, Doamne, fă-ți lucrarea de slavă în poporul român, Doamne, să se dovedească încă o dată că slujim unui Dumnezeu viu și adevărat, care merită urmat zi de zi. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. Te rog să mă însoțești în predicarea cuvântului. Amin. Să lași har, inspirație, Doamne, să fie deschisă unda călăuzirii Duhului Tău, Doamne. Aleluia. Și biserica Ta să primească cuvânt de la Tine, Doamne. Aleluia. Numele Tău să fie slăvit. Aleluia. În veci de veci, în numele Domnului Iisus Hristos, Tată din ceruri, m-am rugat și îți mulțumesc că ai primit rugăciunea. Amin. Amin. Vă invit cu respect deosebit să reocupați locurile. Dragii mei, cu
aleasă și deosebită bucurie, am venit în seara aceasta la Moșnița să fiu parte cu dumneavoastră la închinare în Biserica Philadelphia. Și trag nădejde că și viceversa este valabilă. Și sunt convins de lucrul acesta, încă de la sosirea în parcarea bisericii, mai multe persoane m-au abordat și mi-au zis: frate Iosif, n-ai mai fost pe la noi, mi-a fost dor de tine. E adevărat, a trecut o perioadă de timp, dar știți cum e? În toate și toate trebuie să se facă după hotărârea lui Dumnezeu. Amin. M-am bucurat să îi revăd pe frații colegi de slujbă, Dumnezeu să-i binecuvânteze. M-am bucurat de închinarea deosebită din seara aceasta. Chiar când am spus, n-am făcut-o la întâmplare, că am venit cu aleasă și deosebită bucurie la dumneavoastră, mie îmi place genul acesta de închinare și cred că și Dumnezeu este onorat. Amin. Da, chiar vă închinați cu viață, vă închinați într-un mod deosebit. Asta nu trebuie să ne facă să ne culcăm pe ureche la figurativ, ci să luptați în continuare. Amin. Să dați tot ce e mai bun pentru Domnul și lucrarea Lui. Vă aduc și salutări sfinte de la Biserica Soră, Frățietatea Penticostală de la Jebel. Vă dorește să vă fie înmulțită sănătatea, să vă fie înmulțit harul și să vă fie înmulțite binecuvântările. Amin. Acum să-mi îngăduiți o paranteză, dacă cineva e împotriva acestui salut, în secunda următoare îl rog sau o rog să se ridice în picioare. Nu-i nimeni împotriva, așa-i? Toți vrem mai multă sănătate, toți vrem mai multe binecuvântări. Toți vrem mai mult har. Nu e așa că e bine unde există har și unde este Domnul Harului prezent. Aleluia. Slăvească-se numele Lui în seara aceasta. Amin. Și acum ne apropiem de mesajul biblic din seara aceasta. Unul din lucrurile pentru care trebuie să lupte fiecare credincios este lupta pentru unitatea Bisericii Domnului. Lucru, aș putea spune, care m-a marcat cel mai mult la primii creștini, la biserica de la început, a fost unitatea frățească. Știți că credincioșii noștri de altă dată, de la începutul bisericii, aveau printre prioritățile lor și prioritatea aceasta de a stărui în ce? În legătura frățească. Adică în unitate. Oameni buni, credincioși dragi, știți că în Noul Testament se vorbește mai mult despre unitate decât despre rai și iad la un loc. Așa de importantă este unitatea frățească în ochii marelui și adevăratului Dumnezeu. Cineva spunea, vă citesc, unitatea este esența părtășiei bisericii. Dacă cineva distruge unitatea bisericii, spunea acesta, e ca și cum ar smulge inima din trupul lui Hristos. Adică din biserica Domnului. Și dumneavoastră știți, un trup fără inimă funcționează? Hai să fim foarte sinceri. Ce se întâmplă cu un trup fără inimă? Moare. Modelul suprem de unitate, că de aici vreau să pornim în seara de față, este Sfânta Trinitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Niciodată nu veți întâlni pe pagine Sfintelor Scripturi ca Tatăl Ceresc să lupte împotriva Fiului și împotriva Duhului Sfânt. Niciodată nu veți găsi pe paginile Sfintelor Scripturi ca Fiul să lupte împotriva Tatălui și împotriva Duhului Sfânt. Și niciodată nu veți găsi în Biblie ca Duhul Sfânt să lupte împotriva Tatălui și împotriva Fiului. Ei nu luptă împotrivă unii împotriva altul. Ci luptă cum? Împreună. Pentru aceeași cauză.
trăgând, dacă vreți, în aceeași direcție. Apropo, hai să ne punem o întrebare în seara asta. Dacă ai un copil, doi copii, trei, cinci, șapte, nouă, mai mult sau mai puțin, te bucuri dacă copiii tăi se înțeleg bine între ei și sunt uniți ca frați? Te bucuri? Ce zici? Îți place să-i vezi în fiecare zi că se ceartă, că îs dezbinați între ei, că nu se pot privi unii pe ceilalți, sau te bucuri când sunt uniți și că se înțeleg între ei? Așa e că ne bucurăm atunci când vedem că se înțeleg bine copiii noștri și sunt uniți. Ce zice Tatăl nostru din ceruri? Nu se bucură când privește spre credincioșii lui din biserica sa, văzându-i uniți? Trăim frumos, în relații bune, unii cu ceilalți. Apropo, știți care a fost rugăciunea Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos, înainte de a fi arestat? Știți pentru ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos? Citim la Ioan, capitolul 17, că ținta, sau dacă vreți, focusul rugăciunii Mântuitorului în cele mai de agonie momente ale vieții sale pământești a fost unitatea dintre copiii lui, dintre credincioși. Aici pe pământ vreau să știți și precizez cât se poate declara în această seară. Dumnezeu n-are nimic mai prețios decât biserica sa. Pentru ea a fost dispus să plătească cel mai mare preț. Și a dat fiul, auzi, să moară. Și nu din cinci fii l-a dat pe unul, nici din zece, pe unul dintre fii, ci singurul fiu al tatălui a fost dat să moară. Și dacă așa importantă este biserica răscumpărată a Domnului, ascultă-mă seara asta, tu ești chemat să protejezi unitatea bisericii, să o aperi. Eu sunt chemat, la fel ca și tine, să lupt pentru a se păstra unitatea frățească. De aceea voi veni în seara aceasta de 9 iunie în fața dumneavoastră cu un mesaj ce l-am intitulat: cum poți lupta pentru unitatea bisericii locale? Se poate lucrul acesta? Răspunsul din start este da, se poate. Și atunci întrebarea e: cum poți să lupți pentru unitatea frățească a bisericii? În primul rând, primul adevăr a predicii din această seară este următorul: nu te concentra pe diferență, ci pe lucrurile comune și necesare. Marea problemă a umanității, a oamenilor din lumea în care noi trăim, e că focusul lor adesea e pe diferență și nu pe lucrurile comune și necesare. Știți ce spunea Sfântul Pavel la un moment dat scriindu-le celor din Filipi? În Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 15, vă citesc: dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina. Adică, zice Pavel, pot fi chestiuni în viața de credință în care convingerile noastre ale oamenilor să fie diferite, să ne diferențiem. Dar există unul care e suveran, e atotputernic, este Marele Dumnezeu și adevărat, care ne poate lumina. Dar, zicea Sfântul Pavel, în cele în care ați ajuns de aceeași părere, adică aveți aceleași convingeri, să trăiți cum? Trăiți la fel. Restul să le lăsăm în seama lui Dumnezeu. Oameni buni ca și credincioși, noi avem același Dumnezeu, avem același Tată, avem același Domn, avem același trup, adică biserica, avem același scop. Noi împărtășim aceeași mântuire, împărtășim aceeași viață, împărtășim același viitor, împărtășim aceeași nădejde, viața veșnică.
Și aceste lucruri, lăsați-mă să vă spun, sunt mult mai prețioase și mai importante decât diferențele dintre noi. Știți că Dumnezeu vrea unitate, nu uniformitate? Uniformitatea o vrea lumea. Lumea aceasta în care noi trăim nu prea luptă pentru unitate. Ce, apropo, deschid o paranteză dacă tot e zi de alegere astăzi. N-ar fi fost mult mai bine să fi fost un singur partid și tot să tragă în aceeași direcție și tot să urmărească binele poporului din care facem parte? Dar ce vă transmite dumneavoastră că sunt o multitudine de partide? Că oamenii, noi nu vorbim în seara asta că-s bune sau rele, întrebarea e vis-a-vis de predica noastră, ce vă transmite acest fapt? Că oamenii sunt uniți tare între ei? Că lumea promovează unitatea? Nici vorbă! Lumea promovează uniformitatea. În schimb, Dumnezeu e de partea unității. De dragul unității frățești, de dragul unității Bisericii Domnului, să nu lăsăm diferențele să ne separe sau să ne dezbine. Știți că atunci când apar conflicte undeva, fie la nivel de familie, fie la nivelul unei comunități creștine, e un semn că oamenii nu se mai concentrează pe lucrurile importante, cu adevărat valoroase, ci se focusează pe cu totul și cu totul altceva. Știți cum numește Biblia lucrurile acestea care adesea duc la conflicte, la dezbinări, la disensiuni? Biblia le numește probleme discutabile sau, dacă vreți, probleme îndoielnice. Știți de ce uneori ajung frații să se certe între ei? Să știți că nu de la principii, ci de la păreri. Eu cu părerea mea, fratele cu părerea lui, celălalt cu părerea lui, că vorba aceea, câte capere, atâtea. Am citit undeva un sondaj că cele mai multe conflicte din istoria bisericii au apărut de la opinii, de la diferite păreri, nu de la principii. Oamenii s-au certat în cursul anilor de la televizor, de la cravată, de la verighetă, de la cafea, de la a purta sau a nu purta ceas pe mână. Mai de mult era păcat dacă aveai geacă fâș, vorba de demult fâș, fâș. Și unul predica într-o zi exact cu o astfel de haină. Și în timp ce predica, am auzit povestea aceasta, cineva din sală nu mai putea asculta predica și în timpul predicii spunea tare, fâș, fâș, s-a oprit predica și a zis, frate, ce tot bombănești acolo? Și respectiv a zis tare, să audă toată biserica, fâș, fâș. S-a uitat la el, Doamne, nu vine să cred. El plecase de acasă, îmbrăcat așa. Dar era mentalitatea în vremea aceea de mult să puncte, puncte. Oameni buni, să știți că nici o biserică nu s-a dezbinat de la prea multă rugăciune. Nici o biserică. Adunați-vă numai să vă rugați. Și cred că faceți lucrul acesta. Și o să vedeți dacă se dezbină biserica de la prea multă rugăciune. Nici o biserică nu s-a dezbinat de la prea multe zile de post, că anunța pastorul bisericii și a chemat biserica la post și la rugăciune. Nici o biserică nu s-a dezbinat că a avut frățietatea prea multe părtășii și întâlniri împreună. Nu, nici vorbă de așa ceva. Îmi povestea un prieten slujitor, pastor, cu mai mulți ani în urmă, zice, eram invitat într-o seară la o evanghelizare, undeva într-un județ din România. Când m-am dus de acasă, fiind seară de evanghelizare, m-am îmbrăcat frumos la costum și-a pus cravată.
Și a pornit la drum. A ajuns din timp la biserica respectivă, s-a așezat pe un scaun, au venit frații, tot au intrat în biserică și când s-a uitat peste biserică, ce mă, am observat că eram singurul cu cravat. Ce venea să mă retrag elegant până la toaletă și să-mi dau cravata jos. Dar am zis, acum am venit așa și a început slujba. Cântă, rugăciuni, predica, totul bine și frumos, s-a făcut chemare în seara aceea, au fost oameni care s-au predat. La ieșirea din adunare, undeva în curtea bisericii, povestind fratele nostru cu frații slujitori, toate bune și frumos, la un moment dat un om în etate, prezent la slujbă, un frate de-a nostru, peste 70 de ani, s-a apropiat de respectivul și înainte să-l salute, l-a prins direct de cravat. Și în timp ce îl trăgea de cravată, zice, frate, știi care e cel mai mare păcat amintit în Sfânta Biblie? Și îl trăgea așa de cravat. Și predicatorul nostru zice, care, frate? În timp ce îl trăgea zdravă de cravată, moșneagul nostru a zis, mândria, frate, mândria. I-a salutat pe frate, omul nostru în etate, și a dat să plece. Și îmi povestea acest pastor, ce mi-a venit o idee fulger. Și l-am strigat, frate, frate, stați numai puțin. S-a întors fratele nostru în etate și a zis, da, zice, vrei să-mi spui ceva? Ce da, mi-am adus aminte că am citit cândva în Biblie de un păcat și mai mare. La care fratele nostru în etate zice, care e ăla, că-s curios? Auzi și zice pastorul care a predicat Evanghelia, zice, prostia, frate, prostia. Știți ce mi-a zis acest pastor? Recunosc că am fost poate prea ironic, având în vedere vârsta mea ca slujitor și aceluia care m-a abordat în felul acesta. Dar îmi spunea acest pastor și am dat dreptate, uneori ironia în viață își are locul și rostul ei. Altfel oamenii nu s-ar trezi la realitate. A rămâne împodmoliți și înțepeniți în aceleași învățături care n-au niciun suport în Sfânta Biblie. Frații mei, unitatea bisericii se păstrează când ne concentrăm pe lucrurile comune și necesare, nu pe diferențe. Hai să fie focusul nostru, să fie concentrarea noastră, să fie direcția noastră din seara aceasta, a lupta pentru lucrurile care contează și păstrează unitatea Bisericii Domnului. Că altfel pun și o întrebare în seara asta. Când vom ieși din copilăria spirituală? Că Biblia zice că trebuie să creștem până ajungem la Cel care este capul. La statura plinătății lui Hristos. Cu mai mulți ani în urmă, eram în vizită la cineva într-un oraș de la noi din țară, era o joi după amiaza, zi de vară, cred că luna iulie era vreo 35-37 de grade afară, căldură ca și zilele astea, căldură mare. Eram îmbrăcat decent, perechi de pantaloni decenți, o cămașă decentă, doar că era cu mânică scurtă. Eu nu mi-am propus să predic în seara respectivă, dar am mers la biserica din zonă împreună cu fratele la care am fost și fiind în vizită la biserică, m-a văzut pastorul acelei biserici și a zis, frate Iosif, bine ai venit la noi, cu ce ocazie? Uite, zice, numai bine, ce noi trebuia să predicăm, ce numai bine... Ai nimerit, zice, predici tu în seara asta. A zic, fratele meu, eu sunt vizită aici scurtă la dumneavoastră în oraș. N-aveam, mărturisesc sincer, nici Biblia la mine. Ce, îți dau eu Biblia mea, nu-i nicio problemă. Zic, m-am uitat cum eram echipat, zic, cât decent, dar nu, că am și cu mânică scurt. În timp ce noi vorbeam, ce pastor, nu-i nicio problemă, frate. E important că ești decent, da, trebuie să păstrăm decența, dar nu ne împodmolim în toate detaliile. Și în timp ce noi povesteam, vine un frate, tot așa, în vârstă, spre 80 de ani,
mult mai mare fizic decât mine, mult mai făcut, mă îmbrățișează. Parcă, iertați-mi vorba, parcă era Iuda ipocrit. Era și dintre apostoli, dar și de partea cealaltă. Și după ce mă îmbrățișează și mă sărută, mă cunoștea și dânsul, frate, eu sunt bine, ai venit la noi. Și pastorul bisericii spune, trebuie să mergem imediat la amvon. Cumva încerca să-i dea de înțeles, să nu lugească vorba. Și când m-am văzut că bașe cu mânecă scurtă, zice, frate, eu nu știu dacă știi regulile de la noi. Probabil, frate, nu ți-o zis, la noi nu se predică niciodată în cămașă cu mânecă scurtă. Zic, nu știu, îmi pare rău, zic, eu n-am venit să predic, dar așa e situația. Și îl văd că își dă haina jos. Mai imaginați-vă, eu la vremea respectivă aveam vreo 63-64 de kilograme. Mult mai slăbus fizic decât în seara asta, acum am vreo 83-84. Ca să vă puteți face așa, vă imaginați. Fratele nostru avea bine peste 90 de kg, dacă nu chiar peste 100. Și își dă haina lui de costum și zice, frate, cu mare drag, zice, ți-o dau ție. Eu zic, nu refuz, iau haina, îmi și închipuiam cum să merg până la amvonul acelei biserici și cum stătea pe mine și dacă o putea să predic. Și în timp ce își dă haina să o iau pe mine, observ un detaliu. Fratele nostru rămâne el în cămașă cu mânică scurtă. Și mă uit la el, mă uit la pastorul bisericii și zic, frate, nu te supăra, îmi permiți o întrebare. Ce da? Zic, în biserica asta de aici, de la dumneavoastră, se slujește doar de acolo, din față, de la amvon? Adică, aici, amvon, acolo era exact invers, clătirea. Poziționată, mă refer. Zic, se slujește numai din față, de la amvon? Cei ce se roagă în comun, cei ce cântă în comun, cei ce dăruiesc cu biserica, nu participă la slujirea și la viața bisericii. Și mă întreabă omul nostru, tată, ce vrei să spui cu întrebarea asta? Păi zic, dumneavoastră în seara asta ați venit la slujbă doar ca spectator? N-ați venit să vă închinați și să slujiți lui Dumnezeu? Păi zic, dacă îmi dați mie haina, care e realitatea și adevărata poveste? Nu rămâneți dumneavoastră în cămașă cu mânică scurt. Și-a luat haina înapoi, a țintit ușa bisericii și în viteză cât mai mare a ieșit și a plecat. Și am stat și m-am gândit, Doamne, am făcut bine sau nu? Știți ce mi-a zis pastorul acelei biserici? Sunt oameni care și la 80 de ani, din păcate, rămân copii. Și câteodată, mi-a zis el, nu strigă câte o lecție de felul acesta, că Dumnezeu vrea să ne maturizăm, să creștem, să mergem spre cele desăvârșite. Doamne ajută! Așadar, cum poți lupta pentru unitatea bisericii locale? 1. Nu te concentra pe diferență. Concentrează-te pe lucrurile comune și necesare. În al doilea rând de seara asta, cum mai poți lupta pentru unitatea frățească, pentru unitatea bisericii locale? În al doilea rând, nu te alimenta cu iluzii, ci fi realist, întotdeauna în așteptări. Știți ce am observat? E foarte ușor în biserică să te lași descurajat de diferența dintre real și ideal. Foarte ușor, mulți se lasă descurajați de această diferență dintre real și ideal. Toți ar vrea să fie lucrurile în familia lor cum? Ideale. Toți ar vrea să fie lucrurile în biserica din care fac parte și în care se închină cum? Ideale. Problema însă e următoarea. Atât în familie, cât și în biserică, lucrurile sunt doar reale. Nu există biserica ideală. Nu există pe planeta numită Pământ familia ideală. Există doar familia imperfectă, biserica imperfectă.
Erau doi prieteni, tare buni prieteni ei. Se mai certau câteodată, dar se împăcau repede, se înțelegeau tare bine. La un moment dat, unul la 20 și ceva de ani, a zis, bă, eu mă însor. Povesteau ei de căsătorie, celălalt o zice, eu până nu găsesc nevasta perfectă, eu nu mă căsătoresc. Treaba ta, du-te, căsătorești. Și omul nostru, cel mai hotărât dintre ei, s-o căsători și s-o dus undeva departe. N-or mai prea ținut ei legătura, dar peste an s-or întâlnit în zona natală și zice către ăsta, mă, te-ai căsători? Că tu tot aveai ideea asta în cap, că până nu găsești nevasta perfect, nu o să faci pasul acesta al căsătorii. Mă, ziceai să spun, să știi că m-am căsătorit. Și cum e? Am dat de nevasta perfect. Wow, zice, nu mai pot de curiozitate, vreau să-ți cunosc nevastă. Ce stai un pic, să-ți explic, după aia te hotărăști dacă vrei să o mai cunosc. Zice, tot ce zice ea e perfect. Tot ce face ea e perfect. Tot ce decide ea e perfect. Ce zic eu, ce vreau să plănuiesc, ce vreau să fac, nimic nu contează. Totul e fără rost, totul e imperfect. Zice, să știi că m-am căsătorit cu nevasta perfectă. Apropo, știți că la fel cum nu există soția perfectă și nu există soțul perfect, nu există nici biserica perfectă. Și știți că biserica trebuie iubită și prețuită în ciuda imperfecțiunilor ei. Și aici aș vrea să surprind două mari adevăruri, dorind idealul și criticând mereu și mereu realul. Noi nu dovedim altceva decât lipsă de maturitate. Sunt oameni care tot critică la ceea ce e real, ce e adevărat. Și în mintea lor tot tind spre ideal. Și n-ajung nici la ideal și nu se bucură nici de fața reală a lucrurilor. În același timp, a ne culca pe ureche, spiritual vorbind, și a ne mulțumi cu realul, fără a tinde spre ideal, putem cădea într-o mare capcană, în capcana automulțumirii. Iar automulțumirea în Biblie este unul din păcatele grave. Apropo, știți de ce sufera biserica din Laodiceea? Știți că frații noștri din biserica din Laodiceea de demult au căzut în capcana asta automulțumirii? Ce ori zis ei? Suntem cum? Bogați? Nu ducem lipsă de nimic? Aș traduce eu pe românește seara asta, avem de toate din belșug și Dumnezeu le pune diagnosticul. Sunteți cum? Să mai zic cum? Mă și îngrozesc când aflu detaliile din textul din Apocalipsa cu privire la această biserică. Problema ei, a bisericii din Laodicea, era faptul că a alunecat în capcana automulțumirii. Că sunt și oameni de genul care, Domnul, e bine cum, e suficient. Și care nu tind spre mai bine, spre ideal. Nu poți avea ca deviză în biserica lui Hristos, lasă că merge și așa, merge oricum. Să mai fie o cântare la număr, să mai zică sora sau fratele o poezie, să se mai țină o predică în plus. Aici nu-i ca la CNP, niște cifre, niște numere. În biserica lui Hristos nu merge orice, nu merge oricum. Trebuie să dăm cei mai buni pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Binecuvântat să fie numele. Amin. Apropo, Dumnezeu niciodată n-a vrut originalitate. N-ai cum să fii original. N-am cum. În schimb, Dumnezeu știe ce își dorește. Dumnezeu vrea eficiență. Dumnezeu vrea o slujire eficientă. Dumnezeu vrea rugăciuni eficiente. Dumnezeu vrea cântări eficiente. Dumnezeu vrea mesaje biblice eficiente. Dumnezeu vrea ca biserica Lui să fie una eficientă în zona și în societatea
în care a lăsat-o să fie. Am observat ceva, adesea oamenii prin biserici, vorbesc așa la general, se lasă dezamăgiți de, fie de conflicte, fie răni mai vechi, fie de anumite stări de meschinărie, ipocrizie, neglijare, legalism. Vreau să vă amintesc ceva în această seară cu punct și virgulă. Biserica Domnului Iisus Hristos e compusă din sfinți, din carne și oase, nu din sfinți de pe păreți, din icoană. Apropo, la dumneavoastră, Biserica lui Hristos e compusă din sfinți, din icoană? Nu? Dar din ce? Din sfinți, din carne și oase. Iar sfinții aceștia uneori sunt vulnerabili. Sfinții aceștia mai greșesc uneori, se mai ciocnesc uneori între ei, accidental, își mai iasă și sfinții din fire. De ce? Pentru că trăim într-o lume imperfectă, afectată de păcat. Pentru că viața noastră este una imperfectă. Pentru că biserica nu este perfectă, oameni buni, nu este ideală. Trăim într-o biserică cum? Imperfectă. Dar am o veste bună seara asta. Chiar dacă biserica nu este perfectă, ea este perfectibilă. Și noi putem să creștem, să ne maturizăm. Sunt oameni care la prima dezamăgire dau bir cu fugiți. Frate, am fost dezamăgit în nu știu ce biserică, mă iau și mă duc în alta, din aia în alta, din cealaltă în altă comunitate de credincioși. Și tot așa, nemulțumire peste nemulțumire. Oameni care la orice se dezamăgesc și dau bir cu fugiți. Știți ce n-au înțeles oamenii aceștia? N-au înțeles faptul că Biserica Domnului este una reală și nu perfectă. Nu există biserică perfectă. Nu mai fugiți după astfel de biserici. Bucurați-vă de biserica în care sunteți, de harul ce lasă Dumnezeu la dumneavoastră aici la Moșnița, și luptați cu toată puterea să păstrați unitatea acestei biserici. Pastorul german Dietrich Bonhoeffer, nu știu dacă știți, citind despre el, a ajuns la un moment dat să fie martirizat omul acesta pentru că a luptat împotriva nazismului. În timpul vieții lui, Bonhoeffer a scris o carte intitulată Viața împreună, care este rostul acelei vieți trăite în unitate. Și spunea el, vă citesc din cartea lui, cu cât renunțăm mai devreme la iluzia că biserica trebuie să fie perfectă pentru a o iubi, cu atât vom renunța mai devreme la un creștinism prefăcut. Și spunea Bonhoeffer în cartea aceasta lui, continuând să scrie, cel ce iubește mai mult concepția despre părtășia bisericii decât părtășia însăși în cele din urmă, acela, vreau să rețin seara asta, va lupta pentru a distruge unitatea acelei biserici. Sunt oameni care doar la nivelul concepției, a imaginației, iubesc ideea de părtășie și își creează în mintea lor tot felul de scenarii de cum ar trebui să fie părtășia unei adunări. Dar la modul sincer și real, adică la modul practic, omul acela nu pune accent pe părtășia însăși. Știți, e frumoasă cântarea cea mai de mult, părtășie, părtășie, bine? Binecuvântată ești. Ne dai multă bucurie și pe toți ce face părtășie. Când ea e trăită, părtășia ne înfrățește. Cum poți să lupți pentru unitatea bisericii locale?
În al doilea rând, nu te concentra pe iluzii, ci pe așteptări realiste. Și mers pe ultimul adevăr în seara asta. Cum poți să lupți pentru unitatea bisericii locale? În al treilea rând, nu fi un creștin critic, ci mai degrabă unul încurajator. Tare mult am văzut, lipsesc credincioși aceștia numiți încurajatorii. Vă aduceți aminte de sora lui Moise, de Maria, la un moment dat, pentru că i-a plăcut și ei critica, dar nu critica aceea constructivă, că există și soiul acesta de critică bun, critica constructivă. Îl faci la un moment dat între patru ochi, cu sens bun. Maria a fost cuprinsă și de critica cealaltă, critica neconstructivă. Știți cât a plătit sora lui Moise? O zis Dumnezeu, îți dau o binecuvântare, o să fie albă din creștetul capului până... Și s-a umplut Maria de lepră. Și povestea e, nu doar că a suferit ea și a fost izolată din tabără, a stagnat poporul. Poporul a trebuit să se oprească, să nu mai înainteze. Adică când se găsesc din ăștia care imediat judecă, imediat așa se aruncă să critique neconstructiv. Are de suferit și comunitatea, are de suferit familia. E mult mai ușor să stai pe margine, să îți faci jos de un pistol spiritual. Și cu ăla așa să spui și binocliu, să stai și să vânezi. De aici din față, de la cor, așa să dai tura prin biserică și să fii vânător de greșeli. E mult mai simplu. Și vânătorii ăștia de greșeli, după ce își scriu lista cu greșelile celor vânat, știți ce fac? Se așează frumos pe scaun și zic, frate, când îl soliciți că e nevoie administrativ, că e nevoie să se implice în slujirea bisericii, ce frate, eu nu mă implic ca să nu mă complic. Și sunt mulți dintre ăștia, din păcate, care așa gândesc și așa zic, nu mă implic ca să nu mă complic. Ei, am o veste rea pentru astfel de oameni în seara asta. Știți ce spune Dumnezeu? Cine nu se implică, se complică, fiindcă slujirea este indispensabilă mântuirii. Nu poți să spui că ești om mântuit și Dumnezeu pentru tine n-are nimic de lucru. Știți că unul într-o zi, care au primit un talent de la Dumnezeu, o luat talentul și ce-o făcut? L-a pus într-un ștergaș și făcut el o groapă. Și-a îngropat talentul. Și zice Dumnezeu în ziua evaluării, iar pe robul acela netrebnic, care și-a îngropat talentul, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iată care este soarta celor chemați de Dumnezeu la mântuire și la slujire și care pur și simplu ignoră lucrarea aceasta și zic noi nu ne implicăm ca să nu ne... Și Dumnezeu zice, vrei să nu te implici? Ascultă-mă, din contră, tu te complici. Apropo, când îți judeci aproapele, când îl critici neconstructiv, știai că te amesteci în lucrarea lui Dumnezeu? Știai asta? Vă citesc Roman 14:10, de data asta traducerea din limba engleză. Cine ți-a dat dreptul, spune în traducerea din limba engleză, să critici pe fratele tău? Numai Domnul poate hotărî dacă ceea ce face este corect. Adică zice Sfântul Pavel, într-o zi vom fi judecați, va fi evaluată viața noastră și slujirea noastră, dar nu după standardele celorlalți, nici după propriile standarde. Ce ne spune Sfântul Pavel aici în Roman 14 e că toți vom fi judecați în ziua aceea, după standardul unic al lui Hristos Iisus. Știi că ori de câte ori judeci pe un credincios sau pe o credincioasă, se întâmplă patru lucruri.
De fiecare dată când faci asta, mai întâi pierzi părtășia cu Dumnezeu. Apoi îți expui mândria și nesiguranța. După aceea te pui în poziția de a fi judecat sau judecată de Dumnezeu. Iar în cele din urmă, produci rău părtășiei bisericii. De fiecare dată când faci asta, adică te pui să-ți judeci fratele sau sora, se întâmplă astea patru lucruri. Apropo, știți cum îl numește Biblia pe Satana? E o expresie la un moment dat despre diavol, că e pârâșul cui? Pârâșul fraților noștri. Misiunea diavolului e să-i blameze și să-i critique pe credincioșii Domnului. Asta e specialitatea lui, la asta se pricepe diavolul. Ascultă-mă, ori de câte ori faci și tu același lucru, îi faci un mare favor diavolului, un mare serviciu. Și creezi așa bucurie lui Satan, că zice, și pe acesta l-am câștigat. Și pe aceasta am adus-o de partea mea. Uite că îmi urmează exemplu. Dragul meu, calea unității frățești nu este calea criticii neconstructive, nu e calea judecării aproape lui, ci mai degrabă este calea încurajării. O, ce mare nevoie decât un Barnaba prin biserică. Apropo, Barnaba era fiul încurajării. Mare nevoie e în zilele acestea de astfel de frați și de astfel de surori care să știe să încurajeze. Astăzi nu te mai încurajează aproape nimeni. Ai zis o poezie, bine, mersi, să fii sănătoasă sau sănătos. Ai cântat o cântare, te-ai implicat într-o formație, ai muncit pentru o predică câteva ore sau zile. Să fie sănătos, că doar de-aia s-a făcut predicator, de-aia s-a dus la conservator sau i-a dat Dumnezeu o voce să cânte. Știți ce spunea George Herbert? Că ele, cuvintele încurajatoare, știți cât costă? Cât? Nimic. Dar știți cât valorează? Extrem de mult. Spunea Ken Metema, vă citesc, ăsta a fost un scriitor orb și a dat Dumnezeu într-o zi un cântec foarte inspirat despre trupul lui Hristos, despre biserica Domnului și spunea Ken Medema așa, dacă acesta, se refera la biserică, nu este un loc unde lacrimile sunt înțelese, atunci unde să mă duc să plâng? Și dacă acesta nu este un loc unde Duhul meu poate primi aripi, atunci unde, spunea el, să mă duc să zbor? Și dacă acesta, adică biserica, nu este loc unde să pot să-mi pun întrebările, atunci unde să mă duc să caut răspuns? În afara bisericii, în lume, la temir cine și încotro? Sau puci? Și dacă nu e loc unde poate fi auzit strigătul inimii mele, atunci unde să mă duc să vorbesc? Spunea Ken Metema despre trupul lui Hristos, despre biserica Domnului. Știți că biserica, oameni buni, trebuie să fie locul unde să-ți fie înțelese și acceptate lacrimile. Știai că biserica trebuie să fie locul unde poți să vii și ar trebui să vii cu întrebările tale și să primești răspuns? Și că biserica trebuie să fie locul unde să ai un număr pe care să plângi? Unde să spui povara și să fie liberată și eliberat? Păi dacă biserica lui Hristos nu este un asemenea loc, unde să ne ducem în lumea asta? Să ne găsim alinul, stâmpărul? Sunt atâția creștini care simt, spiritual vorbind, că se sufocă sub povara problemelor proprii.
și nu știu încotro să apuce. Vestea bună seara asta e că există un loc care se numește Biserica lui Hristos. Și oamenii pot și ar trebui să vină cu viața lor și cu problemele lor. Bob Pierce era bolnav de cancer în metastază, de leucemie. S-a dus la prietenul lui, la Bob Williams, în Indonezia, să-i facă o vizită pentru câteva zile, nu foarte multe, vreo 10-11 zile. Într-una din zile, arătându-i lucrarea lui Dumnezeu, Bob Williams, lui Bob Pierce, vede undeva lângă râu, pe o rogojină, pe o tânără care se zbătea în suferință și întreabă Bob Pierce: ce-i cu tânăra aceea pe rogojină, suferind acolo? La care Williams, prietenul său, îi spune: este bolnavă de cancer în metastază și ea ne-a rugat să o ducem lângă râu, să o așezăm pe rogojină, să-i fie puțin mai răcoare, ca să-i se stâmpere durerea. Bob Pierce s-a apropiat de ea, l-a tot în mână și a făcut o rugăciune în limba lui. Și când și-a terminat rugăciunea, acea tânără în limba ei a zis așa: oh, dacă aș mai putea dormi, oh, dacă aș putea și eu să mă odihnesc. Și Pierce a întrebat pe Williams: ce a zis tânăra aceasta? Și Williams i-a tradus în limba lui. Atunci Bob Pierce a alergat la ceanta lui, a scos de acolo o sticluță cu niște pastile și a zis lui Williams: în fiecare seară să-i tai câte o pastilă acestei tinere să poată dormi toată noaptea liniștită. Și tu, l-a întrebat Williams pe Pierce, ce vei face? Că ești bolnav și tu de cancer. Eu, a zis Bob Pierce, prefer 10 zile cât voi mai rămâne aici să simt durerea cancerului în propriul trup, dar să știu că o persoană care suferă de aceeași boală este înțeleasă și este alinată durerea și poate să doarmă liniștită. Asta fac numai încurajatorii, oamenii lui Dumnezeu. N-ai vrea să te rogi în seara asta: Doamne, fă-mi un Bob Pierce, fă-mi un încurajator, dă-mi o gândire constructivă, Doamne, ajută-mă să lupt pentru unitatea frățească a bisericii, ajută-mă, Doamne, să mă focusez pe valorile care contează, pe lucrurile comune, Doamne, să am în mintea mea așteptări realiste, să-mi iasă din minte ideea că biserica poate fi perfectă sau că este perfectă. Biserica lui Hristos este reală, nu ideală. Și când gândești așa, ori de câte ori vii la întâlnirea bisericii, simți prezența Domnului și te bucuri și pleci acasă înviorată și înviorat și spui: da, Domnul meu, care este Dumnezeu bisericii, trăiește. Haideți să stăm ridicați și împreună să ne unim glasurile în rugăciune. Și cred că în partea din urmă putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mai dat o zi și o seară binecuvântată. Să ne rugăm.